Andrei, te invităm acum lângă noi ca să ne ajuți să înmânăm premiul unui om care se luptă într-o zonă, zic eu, destul de delicată. Și uneori la propriu, și uneori la propriu. Așa este, pentru ca limba română să nu se stingă, și anume în Bucovina de Nord. Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, îl invităm pentru a-i oferi premiul pe Iurie Levcic. Iurie Levcic este directorul Centrului Cultural Românesc de la Cernăuți. Două vorbe, explică-te. Mulțumesc organizatorilor acestui simpozion și pentru invitația care ne-a făcut-o acestui grup din Bucovina de Nord și pentru acest premiu care l-am primit eu pentru modesta mea contribuție la păstrarea tradiției, obiceiurilor și culturii tradiționale românești din regiunea Cernăuți, din nordul Bucovinei. Și vreau să sunt plin de emoții, chiar dacă sunt redactor de televiziune și prezentator, așa cum am simțit acum, nu m-am simțit de mult. Și încă o dată vă mulțumesc și vreau să vă spun cu credință și cu tot sufletul meu în continuare, voi face acel lucru care l-am început 10 ani în urmă. Și sper să se alăture de mine cât mai mulți de-ai mei compatrioți, cât mai mulți patrioți, cu adevărat români din Bucovina. Și mulțumesc tuturor celora din țară care ne ajută, ne sprijină moral, material. Vă mulțumesc foarte mult! Și noi îți mulțumim din suflet, Iura, și sperăm ca emisiunea în limba română de acolo pe care o realizezi tu să se poată realiza și de acum înainte. Andrei, hai să traduci tu în muzică ceea ce a spus colegul nostru. Premiul oferit de noi va fi în cântec și va fi un grupaj de mari piese naționale pe care vă invităm să le ascultați, dar să le și cântați împreună cu noi. Nu uita că ești român, nu uita că ești român, că sus în deal la tine-n sat popa Ioan te-a botezat și nana Stanca te-a ținut un an la sân. Că sus în deal la tine-n sat popa Ioan te-a botezat și nana Stanca te-a ținut un an la sân. Pe la noi a viscolit mii de păgâni, dar am rămas până în sfârșit totuși stăpân. A mai trecut o iarnă grea, nu e nimic, vom aștepta, căci vine vara după ea. A mai trecut o iarnă grea, nu e nimic, vom aștepta, căci vine vara după ea. Nu uita că ești român, nu uita că ești român, că dacă tatăl tău cioban, bunicul tău a fost traian și-n țara asta te-a lăsat să fii stăpân. Că dacă tatăl tău cioban, bunicul tău a fost traian și-n țara asta te-a lăsat să fii stăpân. Hai să întindem hora mare, mai aici și mai colea, mai aproape de hotare, să refacem Dacia. Mai aproape de hotare, să refacem Dacia. Noi suntem ai României, ageri fi și frați uniți, și pe când de bătălie vom lupta nedespărțiți. Și pe când de bătălie vom lupta nedespărțiți. Hai să întindem hora mare, mai aici și mai colea, mai aproape de hotare, până în Basarabia.
mai aproape de hotare, să refacem dacia.